Accident cumplit în Raionul Orhei, doi muncitori de la salubrizare au decedat după ce remorca în care se aflau s-a decuplat de la tractor și a derapat de pe traseu. Tragedia s-a produs în seara de 30 iulie. Victimele, doi bărbați de 34 și respectiv 38 de ani, se aflau în remorca unui tractor condus de un bărbat de 46 de ani, în timpul deplasării din direcția satului Baghea spre satul Bolohan. Dispozitivul de cuplare a remorcii a cedat, iar remorca s-a desprins de tractor, a derapat de pe traseu și s-a răsturnat pe acostament. Din nefericire, din cauza leziunilor grave pe care le-au suferit, ambii bărbați din remorca au decedat la fața locului, până la sosirea ambulanței. Potrivit poliției, victimele lucrau pentru o întreprindere municipală de salubrizare, Testul alcoolscopic la care a fost supus șoferul tractorului a demonstrat că acesta nu consumase băuturi spiritoase. Poliția a deschis un proces penal pentru a investiga toate circumstanțele acestui tragic accident.